Bun găsit! Contrabanda cu țigări ar putea să ne coste peste 350 de milioane de euro anual, atrag atenția reprezentanții companiilor de tutun care activează pe piața din România. Aceștia spun că nerespectarea calendarului de majorare a accizelor va prejudicia astfel bugetul, dar și aderarea la spațiul Schengen. Dar haideți să vedem cum arată exact cifrele din această industrie, considerată un pilon de bază al economiei. Așadar, companiile care reprezintă aproximativ 95% din piața de tutun au investit în țara noastră peste 1,8 miliarde de euro și virează anual la bugetul de stat circa 4 miliarde de euro. Conform datelor INS, exporturile de tutun au fost în anul 2022 de 1,48 miliarde de euro, iar importurile de 375 de miliarde de euro, de unde rezultă 1,1 miliarde de euro contribuție la balanța de plăți. Impactul sectorului tutunului în economia României, fără a lua în calcul investițiile, este de 1,77% din PIB. Potrivit Eurostat, România, cu trei mari fabrici și aproximativ 6.000 de angajați, devine al doilea mare producător de produse din tutun din Uniunea Europeană, la egalitate cu Germania.